de la Chiajna cu FC Botoșani. Și acum iată-l recidivând, a doua s-a reușită în această ediție de campionat. Taier Bauab în marginea careului pentru Vătăjelu, care intră în careu, centrează și să vedem șutul lui Târnăcov, gol! Minutul 42 este cel în care craiovenii reușesc să egaleze după un atac foarte bine purtat. Se duce Târnăcov și cred că are o dedicație de făcut la una din camerele noastre. Tocmai ce a împlinit 28 de ani Ionuț Târnăcov, în urmă cu două zile, și iată, își face și el un cadou frumos. Foarte bine dus acest atac al Craiovei. Mingea nu a fost reluată de Andrei Ivan, ci cu noroc a rămas în acea zonă a careului, de unde a venit lansat Ionuț Târnăcov. Reușește simplu cu stângul să marcheze cu latul și din minutul 42 avem din nou egalitate aici la Chiajna între Concordia și CSU Craiova.